Deci, trebuie să transmitem polițiștilor că ne rugăm ministrul muncii și ministrul de interne să aplice legea și în cazul nostru. Deci noi ca polițiști îi rugăm să aplice legea și nu vor. Transmitem la poliție să se pregătească de miting. Deci să se respecte hotărârea de guvern numărul 1 pe 2017, dacă nu, agenții de poliție vor ieși în stradă în data de 16 și în București și în Cluj-Napoca, să știți. Nimănui. Absolut niciun fel de politică. Asta este politica polițistului din stradă. Asta este politica unui om care își dăruiește viața, lasă familia pentru bunul mers a unei democrații. Dacă noi nu o să înțelegem prin ordine putem democrația să o ducem mai departe, înseamnă că degeaba ne-am întâlnit și nu are sens.